ajunsese pe chiță și pare să vădă pe ce s-a făcut și toți trei. Nu erau nici așa. Da, tu ești sigur. Păi da, că și dacă nu ți-ar ține cuvânt, tot ești cu un băiat. Emi, alupă-i. Ce faci? Bine ați venit într-un nou consiliu de nominalizare și eliminare. Te-am găsit, da. Vă spun de la început că la finalul acestui consiliu 6 dintre voi vor afla o veste foarte importantă. Spun doar 6 pentru că unul va părăsi competiția la sfârșitul consiliului și înainte de anunț. În consiliul de astăzi situația este următoarea: 2 oameni au imunitate și nu pot fi votați. Asta pentru că Lola, pe de o parte, a câștigat primele 2 etape ale jocului de imunitate și implicit și-a câștigat dreptul de a sta liniștită în consiliu. Ultima etapă a jocului pentru imunitate a fost câștigată de Emanuel și, odată cu imunitatea, Emanuel a câștigat și dreptul de a nominaliza pe cineva direct în consiliul de astăzi și de a-l propune spre eliminare. Este un drept, în același timp un privilegiu, dar și o mare responsabilitate, Emanuel. Clasamentul pe baza căruia unul dintre voi va părăsi astăzi competiția a fost deja stabilit de către public, liniile de vot sunt închise și după nominalizări îl vom consulta. Cel aflat mai jos în acest clasament, dintre cei nominalizați, va părăsi Survivor România 2020. Emi, ultima oară când ne-am întâlnit în acest consiliu, stăteai liniștită cu un colier la gât. Asta pentru că tu reușisești să câștigi ambele etape 1 și 2 din primul joc pentru imunitate. Și stăteai liniștită. În următorul joc pentru imunitate nu ai mai câștigat nimic și ia-o pe Lola acum în locul tău, în situația pe care tu ai avut-o în consiliul precedent. Spune-mi, te rog, dacă din punct de vedere social crezi că ți-ai jucat cărțile suficient de bine până acum, astfel încât să nu fii nominalizat în acest consiliu? Nu știu dacă, din punct de vedere social, am jucat cărțile bine. Eu am încercat să joc cărțile bine, din punct de vedere social, din toate punctele de vedere, că clar mă simt vizată. O să gândesc foarte bine votul ăsta, deja l-am gândit. Și Doamne ajută să fie bine. Ghiță, am văzut la tine o dorință extraordinară de a câștiga imunitate. Ai prins toate finalele celor 2 jocuri pentru imunitate. Din păcate, n-ai reușit să câștigi niciuna. Iar la ultima, te-am văzut pierzând în lacrimi. Și întrebarea mea este, cât de mult te crezi în pericol de nominalizare în acest consiliu? Orice este posibil, atâta timp cât nu ai colierul de vis-a-vis la gât, oricine este în pericol. Într-adevăr, mi-a părut rău pentru că am pierdut, deoarece niciunul din cei 4 faimoși nu are imunitate în consiliul de astăzi. Pe de altă parte, sunt crescut în sport și mereu am fost ambițios și mi-am dorit să câștig. Chit că a fost vorba de o finală, chit că a fost vorba de un meci amical, întotdeauna mi-a plăcut să câștig. Pe de o parte mă bucură că am făcut parte din toate finalele, însă n-am câștigat niciuna, deci nu mă prea bucură. Mă bucură, dar nu prea. Iar faptul că dacă mă simt vizat sau nu, normal că mă simt vizat. La fel cum am zis și data trecută, fiecare își dorește ca să-și dea concurența la o parte. Și fix cum ai zis și tu, strategiile au început să se facă. Da, sunt foarte curios ce strategii vor ieși la iveală după votul din acest consiliu. Cezar, ce ați mai putea face voi, foștii faimoși,
să rămâneți toți patru în competiție. Ne-am vorbit ca echipă, am vorbit că singurul care putem, pe care putem să-l votăm de la războinici e Iancu, că e singurul care este, nu are imunitate. Și ei vor vota unul de la noi și acum la votul publicului să vedem publicul ce va decide. Asta e singura variantă pe care o avem. Acum vom vedea. Da. Mulțumesc. Elena, în ultimele zile, poate mi s-a părut și te rog să-mi confirm dacă este adevărat sau nu, te-am văzut epuizată. Te-am văzut fără puteri, fără energie. Dacă vei supraviețui acestui consiliu, consider că ești suficient de tare să mergi până la final? Îmi doresc foarte tare să ajung la final, ca oricare dintre noi în momentul acesta. Sunt într-adevăr epuizată, obosită, fără să vreau, adică vreau, dar nu întotdeauna pot, pentru că toate și-au pus așa amprenta asupra mea după atât de mult timp și am ajuns să mă gândesc că sunt mândră că sunt aici, printre oamenii cu care mă lupt acum, vorbim de Lola, care este o... este un personal trainer foarte bun, Emi, care este o fată foarte talentată și are 20 de ani. Și când mă uit și mă gândesc din ce principiu și din ce considerente am venit eu aici, mă simt mândră că am putut să lupt cu așa adversari. Vreau să mă bucur până în ultimul moment de acest joc și să -l iau ca atare, chiar dacă mi-este foarte, foarte greu. Și să spun că, așa cum am spus și până acum, cel mai bun trebuie să câștige și nu trebuie să mă gândesc foarte mult la acest aspect, ci să iau jocul așa cum vine și să mă bucur de el cât mai pot. Mulțumesc, Elena. Așa cum v-am spus, pe de o parte, toți cei ajunși în această etapă trebuie să fiți mândri de ce ați realizat. Foarte mândri. Foarte mândri. Pe de altă parte, oricât de epuizați ați fi, trebuie să mai puteți puțin. Încă puțin. Lola, cum au fost ultimele momente în care mâinile ți alunecau pe acea bârnă? Apropo de când simți că nu mai poți, mai trage o dată, asta le zic eu la clasă, la fetele mele. Hai, când simțiți că nu mai puteți, hai să mai facem o serie. Eu aș mai fi putut dacă nu mi-alunecau brațele. Și când stau și mă gândesc că mai erau 30 de secunde până la etapa a treia, dar așa a fost să fie, sunt mândră de mine. Sunt mândră de mine că am fost cu băieți care au minus 10 ani și totuși le-am ținut bârna acolo sus. Sunt foarte mândră de mine și dacă se iau toată competiția, la fel mândră, și sper că am făcut mândri și pe cei care au votat cândva și au rupt din timpul lor să trimită un SMS cu numele Lola. Sper că nu i-am dezamăgit. Mi-am dat tot, da, efectiv, tot pe traseu și s-a văzut. Și mai avem puțin. Foarte puțin. Spune-mi, te rog, cum este să te simți în siguranță în consiliu, pe de o parte, dar pe de altă parte, uitându-te în stânga ta, știind că unul dintre membrii fostei tale echipe ar putea fi nominalizat în acest consiliu și mă refer la Iancu, e singurul care ar putea fi votat din fosta echipă a războinicilor. E bine să ai imunitate, e și ciudat în același timp, pentru că cumva Elena veterana mă va înțelege, dacă nu era Lola, era Elena și Elena Lola și este foarte ciudat. Dar astăzi, după jocul cu bârna, le-am zis băieților mei un singur lucru, astăzi nu pleacă niciunul acasă. Chiar dacă avem două imunități, eu am încredere în Iancu, am mare încredere în el. Și îmi doresc să rămână. Și el știe că o zic acum foarte sincer. Chiar îmi doresc să rămână și îmi doresc cât mai mulți până în finală, la războinici. Toți aveți foarte mulți fani. Toți. Întrebarea după nominalizare va fi cât de mulți. Cine are mai mulți? Vom vedea. Emanuel, nu pot să mă abțin și trebuie să te întreb ce e cu acel toiag în consiliu. Doamne, ăsta este un toiag confecționat de mine acum câteva zile. Mă face să mă simt ca maimuța aia din The Lion King. Eu credeam că vrea să-și depună CV-ul la mine la stâne, nu știam. E destul de comod să mergi cu el, te mai sprijini în el. Îmbătrânit, în sărbare. Poți să-i găsești foarte multe întrebuințări. Simți că ai nevoie de a-l utiliza?
Nu știu, astăzi că am imunitate, dar zilele următoare ar fi am înțeles. O unaltă foarte bună. Bine, revenind însă la lucruri cu adevărat serioase, Emanuel, ai imunitate, dar ai și o greutate pe umeri. Trebuie să nominalizezi pe cineva. Cam cum simți tu greutatea asta? Dan, oricât ar părea că este o greutate, este într-adevăr, pentru că cu toții ne înțelegem foarte bine aici. Chiar îmi doream chestia asta, pentru că suntem în inferioritate numerică și chiar țin cu echipa mea. Nu o consider neapărat o greutate în momentul de față, pentru că, cu părere de rău, aș vrea să plece un faimos astăzi acasă. Bine, vom vedea. Iancu, așa cum a spus-o Emanuel, Iancu, voi foștii războinici sunteți în inferioritate numerică în acest consiliu. Ați avut o discuție despre modul în care veți vota azi? Da, am avut o discuție, am avut o rediscuție, o grămadă de discuții. Un lucru e sigur pentru mine, cel puțin știu că o să ies la votul publicului, o simt, adică e clar. Ce sper eu e să rămân în competiție și după consiliul ăsta, că dacă rămân după consiliul ăsta o să, nu știu, o să am un mai mare elan. Sper din suflet să rămân, cum fiecare cred că își dorește cât mai mult să se apropie de final, pentru că vine finala. Eu acum n-am ce să fac, asta e matematica, sunt singur fără imunitate. Ce-o vrea Dumnezeu acum? Sper să ies de pe ușa acestui consiliu cu toți colegii mei și nu singur. Vom vedea. Depinde de public foarte mult, depinde însă și de strategiile pe care le faceți. A venit primul moment important al acestui consiliu. Și anume să aflăm pe cine nominalizează Emanuel, câștigătorul acestui drept, pe cine nominalizează să meargă direct în fața publicului. Un al doilea va fi ulterior votat de către toți cei aflați în consiliu. Emanuel, îmi doresc să-mi argumentezi întâi și abia la finalul discuției să-mi spui pe cine nominalizezi. Dan, de multe ori am spus că nu am făcut strategii, asta pentru că niciodată nu m-am băgat în genul ăsta de strategii în care să vorbești pe la spate, să încerci să influențezi oameni. Pentru mine, strategie în competiția asta a fost adaptabilitatea, ceea ce consider eu că este, nu știu, trebuie să găsești resurse, cele mai bune resurse în beneficiul tău. Întotdeauna am încercat să fac asta și nu numai pentru mine, cât și pentru echipa mea. Am încercat să, nu știu, să avem corabia războinicilor mereu într-o direcție bună. Ne-am tot gândit la tot felul de strategii, ne-am răzgândit, am găsit o strategie foarte bună, după care ne-am răzgândit iarăși. Astăzi, bineînțeles că o să votez după rivalitate, după spiritul ăsta competitiv. Trebuie să-mi dau adversarii la o parte. Adversarii mei ar fi Iancu, Cezar și Ghiță, pentru că mă lupt împotriva lor. Bineînțeles că o să votez în tabăra roșie și am stat să mă gândesc între Cezar și Ghiță, să fac o balanță. Întotdeauna am încercat să-mi fac niște statistici în capul meu, după care să nominalizez. Sunt doi sportivi foarte buni, doi oameni foarte buni. Însă a venit momentul să îndrept toiagul către cineva și de câteva ori am simțit la persoana pe care o voi nominaliza că comportamentul lui față de alte persoane, nu știu, ridica niște semne de întrebare. Și poate că pe criteriul ăsta o să merg astăzi, bineînțeles și pe sportivitate, iar votul meu o să meargă astăzi către
Ghiță. Ghiță, ești primul nominalizat al serii și primul cu un picior în groapă. Adevărat. Ce simți? Emoții. E normal. Ești nominalizat. Ești la mâna publicului. Ești fix cum ai zis tu, un pas în groapă și nu știi dacă cei de acasă au dat un număr foarte mare sau nu. Nu știi dacă vei pleca sau vei rămâne. Chit că, fix cum ai zis și tu, s-a văzut și am dat tot ce am putut de la începutul și de la intrarea mea în competiție până în momentul ăsta, chiar și astăzi. Dar așa e, când pierzi, trebuie să pierzi cu capul sus și trebuie să ai încredere că ai o susținere foarte mare. V-am spus tot timpul că Survivor este mai mult decât o competiție sportivă. Este o competiție complexă în care contează și modul în care te adaptezi atât mediului cât și social. Și iată cum strategiile, prieteniile, gândurile de viitor duc la astfel de nominalizări. În trecut au plecat oameni care erau foarte buni pe traseu. Foarte buni. Dar au plecat pentru că au stat cu o treaptă mai jos decât adversarii lor din punct de vedere social. Bun, avem un prim nominalizat, este Ghiță, să vedem cine îi se va alătura spre eliminare. A doua etapă a acestui consiliu, votul celor 7 concurenți rămași în lupta pentru titlu. Vă aduc aminte că Lola și Emanuel au imunitate și nu pot fi votați în acest consiliu. Să înceapă votul. Tinzi să ai acasă iubită pe care o iubești, dar faci strategie aici cu alta. Pentru că e naivă și te place, ești un om de doi bani. Părlească Sfântul Duh și Maica Domnului. Nu știu dacă e bine ce fac aici. Ideea e că sunt prinsă oarecum la mijloc. Era pusă în pericol. În același timp nu voiam să îmi trădez echipa. Și de-aia sunt imparțială. Doamne! Doamne, iartă-mă dacă am greșit cu ceva, efectiv, iartă-mă, Doamne, dacă am greșit cu ceva, dar nu știu ce să fac, efectiv. E foarte complicat jocul ăsta, Survivor-ul e alt nivel și, efectiv, am fost prinsă la mijloc. Prinsă la mijloc, jur. Iartă-mă, Doamne, iertați-mă dacă am făcut ceva greșit. Da. Frate, e singurul de la Războinici care mai poate fi votat. Este un sportiv excelent.
un adversar foarte, foarte bun, însă am ajuns într-un punct al competiției în care trebuie să ne votăm adversarii. Îmi place că mă înțeleg foarte bine cu tine și abia aștept să ne vedem acasă. Cea mai bună. Votez pe Cezar. Singurul băiat rămas fără imunitate din tabăra adversă. Ghiță este primul nominalizat al acestui consiliu, iar aici am numele celui care îi se va alătura în bătălia pentru sprijinul publicului. Și hai să vedem. Primul vot. Merge către Elena. Iancu. Elena un vot, Iancu un vot. Cezar, Elena un vot, Iancu un vot, Cezar un vot. Cezar, două voturi Cezar, un vot Iancu, un vot Elena. Trei voturi Cezar, un vot Elena, un vot Iancu. Iancu. Cezar, trei voturi, Iancu, două voturi, Elena, un vot. Mai am un singur vot. Dacă aici va scrie Iancu, Cezar și Iancu vor fi nominalizați alături de Ghiță. Dacă aici scrie Elena sau orice altceva, Cezar va fi nominalizat doar el alături de Ghiță. Iancu. Așadar, avem doi oameni nominalizați în urma votului și unul prin vot direct.
Cezar, te așteptai la nominalizarea ta? Am discutat altceva cu echipa, dar cineva și-a schimbat votul. Nu mă supăr, astea sunt strategiile. Asta e, sunt balaur, pot să duc. Cum adică cineva și-a schimbat votul? Am vorbit să votăm 4 Iancu. Era clar, am avut avantajul de de mai mulți la vot, mai multe voturi, era clar. Am plecat din start cu un avantaj. Acest avantaj s-a dezbinat și am făcut 3-3. Nu e nicio problemă, ăsta e jocul, capul sus și mergem înainte. Mulțumesc! Iancu, spuneai că te așteptai la un asemenea vot, să fii nominalizat. Ai mai fost odată nominalizat, atunci ai reușit să-l elimini pe Andrei. Însă, la momentul respectiv era vorba despre un alt clasament. Ce șanse crezi că ai să intri în ultimii 6? Bar nu am ce șanse am eu. Sper din suflet să intru în cei 6. Acum nu știu cum a votat lumea, cum s-a făcut clasamentul, dacă s-au mai păstrat voturile din clasamentul precedent, dacă nu. Chiar nu știu, mă depășește. Sunt la vot acum cu Cezar și cu Ghiță. Mă bucur măcar că sunt cu adversarii la vot. Cineva o să iasă între noi, ăsta e jocul. Eu îmi doresc din suflet să nu fiu ăla, îmi doresc să rămân, să continui, să mă duc cât mai departe spre final. Acum e totul la decizia publicului și cum s-a stabilit acel clasament. Chiar nu știu, dar sper din toată inima să rămân, să fim trei războinici, trei faimoși. Mulțumesc! Iancu, Cezar și Ghiță. Așadar, avem 3 nominalizați. Vom consulta clasamentul stabilit de către public. Vă voi putea spune care este mai jos în acest clasament dintre cei 3. Iar acela va părăsi competiția Survivor România 2020. Iancu, Cezar și Ghiță. Concurenți care au demonstrat pe traseu că oricând pot câștiga Survivor. Următorul concurent care părăsește competiția Survivor România 2020 este Ghiță, ce e în sufletul tău acum? Dezamăgire cu siguranță nu este, pentru că am dat tot ce am putut, absolut tot ce am putut, pe traseu, de multe ori cu dureri, înfometat, trist, abătut, dor de casă. Am avut foarte multe sentimente în această competiție și am dat, la fel ca și sloganul nostru, până la ultimul, tot ce am avut de oferit, am oferit în această competiție. Chiar zicea Cezar mai devreme că de ce sunt abătut înainte de Consiliu și am răspuns pentru că mi-este foame și am văzut strategiile din
dinainte și am avut un sentiment că aceste strategii nu se pot juca până la capăt. Și dacă am plecat de acasă cu o socoteală, socoteala din târg cu cea de acasă nu se socotește niciodată, nu iese. Ăsta este jocul. Voi rămâne un faimos, între ghilimele, nu faimos în sensul de a fi faimos, ci faimos pentru că am luptat în tabăra faimoșilor în acest concurs. Și tot ce pot să zic este faptul că voi ieși cu zâmbetul sus și cu privirea înainte. Ghiță, ești un vulcan de om. Adevărat, știu asta. Atât în tabără, cât și pe traseu. Deși nu ai venit de la începutul acestei competiții, ai reușit să ai relații frumoase cu cei mai mulți dintre participanți. La final, chiar și cu Elena, cu care ai avut conflicte de-a lungul timpului destul de mari. Dar spre final am văzut că sunteți prieteni chiar foarte buni. Chiar dacă viața ta a fost plină de greutăți, asta nu te-a împiedicat să fii un om optimist, vesel și entuziast. Ți-ai susținut echipa atât pe teren, cât și în tabără, exact așa cum faci și în țară cu echipa de basket pe care o antrenezi. Eu și toți cei implicați în acest proiect îți mulțumim pentru participarea ta în Survivor. Fiecare zi pentru noi este o lecție. Am învățat foarte mult în această competiție. Tristețe, dar și de fericire, dar și de regret, și de dezamăgire. Fiecare și-a jucat cartea cu două fețe, cu trei fețe, așa cum sunt ei. Să fie ei, așa cum sunt, și acasă, și să nu se schimbe pentru nimic în lume. Tot ce pot să spun este că sunt mândru. A mai plecat un concurent. Ați mai rămas 6. 3 fete, 3 băieți. Așa cum v-am spus de la început, am un anunț foarte important pentru voi. În urmă cu ceva vreme, v-am promis că la un moment dat vom avea jocuri care vor permite câștigătorilor să intre direct în finală. Vor începe aceste jocuri. Un băiat și o fată, câștigătorii acestor jocuri, vor intra direct în finală. Vă las să vă gândiți la calculele matematice și mai ales vă las să căutați cumva soluții pentru a aduna și mai multă energie ca până acum. Pentru că săptămâna viitoare vom afla primele două persoane care intră direct în finală. Un băiat și o fată. Noapte bună!
Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de canalul nostru de YouTube. Linkul e aici. Iar mai multe detalii aici sau aici.